Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, nu s-a prezentat nici astăzi la ședințele de judecată în care s-au examinat dosarele în care este cercetat. Ca urmare, una dintre cele două ședințe programate a fost amânată după ce judecătoarea a respins solicitarea procurorului de a o desfășura în lipsa inculpatului. Potrivit avocaților lui Platon, clientul lor nu se eschivează, dar acesta nu se află în țară pentru că ar avea de rezolvat probleme de ordin personal. Mai mult, deocamdată nu a fost prezentat nicio dovadă că Platon este dat în căutare. La ședința de judecată nu este prezent inculpatul Platon Veaceslav. Ședința de judecată a fost amânată după ce inculpatul Veaceslav Platon nu s-a prezentat. Deși procurorul pe acest caz a cerut examinarea dosarului în lipsa acestuia, judecătorul i-a respins cererea. Avocații controversatului om de afaceri au declarat că clientul lor nu se eschivează, ba mai mult, potrivit lor, deocamdată nu există nicio dovadă că acesta ar fi dat în căutare. Să ascundă. Dosarul de căutare nu este prezentat. Deci, și nu putem continua ședința în lipsa lui Platon Veaceslav, ori urmează să fie prezentat dovada că este în căutare. După ședință, avocatului Platon a recunoscut că în prezent clientul său continuă să se afle la Londra, unde își rezolvă problemele personale, dar nu știe când se va întoarce în țară. Unde se află clientul noastră? După cât îi cunosc ultima informație, în Londra. Și ce face el acolo? Nu știu, noi am discutat despre asta. Dar când se va întoarce? Nu știu. Într-o altă ședință de judecată, desfășurată tot astăzi, în care era așteptat același Veaceslav Platon, magistrații au hotărât să admită demersul procurorului, care la fel a solicitat ca examinarea dosarului să se desfășoare în lipsa inculpatului. Acuzătorul de stat a prezentat mandatul de arest și anunțarea în căutare a inculpatului Veaceslav Platon emisă de către judecătoria Buiucani în persoana magistratului Beșeli, în data de 12 august 2021. Respectivul demers a fost admis și s-a dispus examinarea în fond în lipsa acestuia. În acest dosar, Platon este acuzat de fabricarea de carduri false. Următoarea ședință va avea loc pe 24 noiembrie. Acum un an, Veaceslav Platon a fost eliberat din detenție după ce a petrecut 4 ani în penitenciarul numărul 13. El a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă de Justiție la 18 ani de închisoare pentru fraudă bancară, iar pedeapsa primită pentru escrocherie și corupere a fost cumulată în total, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 25 de ani de pușcărie. Ulterior, procuratura a inițiat procedura de revizuire a sentinței aplicată lui Platon, iar mai târziu a renunțat la toate învinuirile aduse acestuia. Controversatul om de afaceri a părăsit Republica Moldova în data de 18 iulie, iar un grup de moldoveni l-au filmat plimbându-se pe străzile unui cartier de lux din capitala Marii Britanii.